Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din Farming Simulator 2015, tot cu Alin. De această dată suntem aici la Biogas și facem și noi vindem siligiul ăsta, de fapt nu facem nimic. Vindem doar siligiul pentru că avem prea mult, am dat timpul pe rapid, s-a fermentat celălalt, toate chestiile astea. Dăm timpul pe rapid. Nu dacă dispară. Bun, hai că a dispărut acum. Așa, îi mai dăm o dată un Q. Îi dau de prea multe ori Q și nu prea îmi place. Vinde chiar foarte, foarte încet. Noi îi dăm timp așa. Pe rapid, continuă. Da, hai că e goală. Deci avem o grămadă de vânzare aici, deci nu puțin, avem foarte mult de vânzare. Și bineînțeles, asta înseamnă și foarte mulți bani în același timp, dar e mult, deci ce e mult, e mult. Asta e adevărul, deci avem mult. E nasol așa să dai timp, dacă nu am fi putut să dăm timpul pe rapid, ar fi fost jale, efectiv ar fi fost jale. Cerere mare pentru aschi și cerere mare la depozit de legume pentru cartofi. Ok, bă, nu avem cartofi, de unde vreți să dăm, domnule? Bă, mă prinde oblonul. Bun, dar până voi dai o timp pe rapid, trebuie să merg din nou la oi, să mut un palete de lână acolo. Se facă și celălalt între timp, hai să-l mutăm. Asta, îl dăm așa puțin în față, să se facă și celălalt, oricum și asta, și paleții ăștia, sunt acolo niște bănuți importanti, totuși, că na, hai să-i dăm așa, am lăsat motorul pornit la camion, îl oprim, și sărim aici, a vrut să se pună Alin exact acum, când eu am ajuns, oprim și noi luminile, ca să nu se facă un lag atât de mare. Da, mai în spate. Uf, bine. Să ne dăm timp pe rapid normal, e normal să se facă lag. Ok. Ora 4 dimineața acum. Și noi vindem în continuare silage. Vacile sunt pe 5% productivitate, dar noi nimic, o să le facem și lor hrană în episoadele ce vor urma, zilele următoare. Aia linie dai cu spatele sau nu-i mai dai deloc. 100% perfect. E din nou noapte, eu ating farurile, dar se face se face foarte rapid întuneric și foarte rapid se face și în zi când dai timpul pe rapid. Bun, îi dăm și noi aici descarcă. Ia uite, Alin descarcă direct acolo. Și e și puțină ceață acum. Alin, câte un sus să-i dai. Nu se urcă Alin, mă urc eu atunci. Bam, 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 bam. Hai să vedem cum merge.
Vrei să vinzi tot? Păi... Nu... Nu are rost să vindem tot. E prea mult să vindem tot, e prea mult. Am deja 600k plus 613 chiar. Extrem de mult. Deci e extrem de mult cât avem. Da, la oi din nou e... A, uite că am trecut de ele. Să mutăm și paletier ăsta din nou. Deci, dacă dăm timp pe rapid, se face extrem de rapid. Paletier ăstea... Avem nevoie și de un... Tivuitor. Să mutăm toate chestiile astea. Să le ducem, să le vindem, să le punem pe o platformă. Și să le vindem. Hai să facem... Hai... Să mai facem... Terenul ăsta. 20 parcă e, 20. Mai facem și noi terenul ăsta și ar cam ajunge că deja e o oră târzie. Hai că l-așteptăm pe Alin aici. Eu merg cu camionul pentru că îmi place cu el. Alin o să vină cu Russell Mesh ăsta. Doar că nu știu ce face el acum. Mai am o bandă de anunat, ok. Mai are o bandă de anunat, n-are nimic. Hai să ne dăm așa puțin. Așa. Pornim. Pliază, coboară, colector și... Așa, pornește. A, nu, stai, mai avem pe... O, oh, uite aici e. Stai. Asta era șmecheria. Hai că l-așteptăm pe Alin să vină. Ia cu camionul. Hai că să vine și cu asta. Mergem așa ușor pe lângă Alin. Terminăm și terenul ăsta. Ca să-i putem da drumul la semănare. Nu i-a dat Alin drumul. Pun eu la lucru. Semințe avem, bun. Punem canola, canola, hai să punem. Îi dăm, hai, ce trebuie să-i dau? Habar nu mai am, poate. Un H, da, H era. Am și uitat ce taste trebuie să apăs ca să pornească. Hai să mergem după Alin. Între timp bărbiță își face și el treaba acolo. Noi ne-o facem aici. Da, automat. Treaba merge ok. Pe 12% deja încărcat. E destul de lung și terenul ăsta. Deci nu e așa, nu e un teren scurt, că le-am unit, sunt două, sunt destul de lungi. Și tocmai de-aia avem foarte mult și pe ele. Să văd dacă mă încurc acum bărbiță, nu, 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 încurc o bărbiță. Seama de viteza.
Hai să mergem așa de la cumva la ușor. Păcat că nu am învingurile. Mergem așa cu Alin. Ia uite la linia acolo, dar e la înălțime Alin. Of. Iar că nu sunt la volan. Când ne uităm noi în altă parte și nu suntem atenți la Alin. La ceea ce face el. Hai să ne întoarcem. Și să vedem cum o ia Alin, o ia, uite pe aici, noi o luăm pe aici. Hai să scădem și noi viteza asta, să-i dăm un break pe urmă. O să meargă automat. Nu mai am de scăzut, acum nu văd exact la cât e, la 30. Îi dăm mai ușor puțin. Uite, văd. Iată. A, nu, îi trebuie mai rapid. Ia să vedem dacă ia asta viteza 24, nu mai e mică puțin de 24. Adică 20. Da, 20. 20 e viteza. Potrivită pentru lucrul ăsta așa în echipă. Frumos, ia ce frumos arată. Arată supermanul ăsta. Roșu cu remorca tot roșie. Super. 1, 2, 3, 4, încă 5 rânduri și sunt 64%, 65%, hai. Fie de la mine. Deja e 65% și mai am încă 4 rânduri. Sper să fie suficient. O să ne ocupăm de vaci cât de curând. Vacile au mare nevoie de noi acum. Bun, dăm drumul. Ce ai dat? Că bărbiță e și el. Duce cot la cot cu noi, aproape. Facem două lucruri deodată. Și recoltăm de pe jos paile și le încărcăm între timp și semănăm și tot. Va trebui să fertilizăm aici, dincolo pe terenul 19, din păcate am dat timp pe rapid și n-am apucat să fertilizăm. Probabil a și crescut deja, habar nu am. Dar asta este. Gerândul ăsta a fost mai gros, deci am avut cât am 60 ceva, cred că. Deja am 86. Rândul ăsta a fost mai gros. Op, i-am băgat la Alin una în fund. Și cât e ceas acum, când eu înregistrez ora 1:27, noaptea, bineînțeles, nu ziua, de-aia vorbesc și așa mai încet, pentru că e noaptea și e o căldură imensă afară. Bun, 100%.
merg rapid să descarc și vin să facem și celălalt. Păcat că n-a făcut remorca asta încă o tonă în plus. A, uite, a crescut deja, aici trebuie recoltat. Avem aici și o semănătoare mare care o vom pune pe terenul ăla mare, bineînțeles. Hai, o, adică pe uite ce am făcut. Deci stai, unde mă duc? Nu știam unde descarc. Deci locul de descărcare e acesta aici, bun. Bun, și descărcăm aici. Bun. Hai să mergem rapid la lin. Cât de repede putem noi să ajungem la lin. O luăm pe aici, pe marginea lacului. Nu rămânem împotmoliți absolut deloc. Am dat un claxon cu Alin ca să înceapă și el lucru. Abar nu am cât merge tona, o tonă de silici când e gata făcut siligiul. Nu m-am uitat, dar oricum merge destul de bine dacă am făcut. Ca să mai avem plus, am luat camionul 200. N-a fost chiar 200, dar aproape cu remorca a fost peste 200. Deci nu e chiar atât de ieftin, cred că e pe la, undeva pe la 1000. Sau nu e la 1000, nu cred că e la 1000, dacă era la 1000 am vândut 100 de tone, era 100 de mii. E mai ieftin de 1000. Dar nu-i nimic. Bani avem acum suficient, nu știu ce vom cumpăra. Dar de asta cumpăr o combina mai mare decât aia. Va, dar încă nu știu ce combina care să o luăm, care să facem, cum să facem. Poate va fi un mod. Mai vedem pe parcurs. Ia stai să ne uităm. Vreau doar să mă uit cât e o tonă de nutreț. 1050. Wow, 1050. Deci am făcut așa puțin bani totuși. Vreau să fac mult mai mult bani. Dacă e așa spun, 1050 pe tonă. A, de fapt 100 de mii, 100 de tone. A, păi da, am primit, da, da. Eu vreau să am deja peste un miliard bani, dar nu am primit, ok. Deci 100 de tone, 150 de mii, nu un miliard ce-mi putea. Am greșit eu aici, nu am fost atent la zerouri, am pus prea multe zerouri. Ideea, dar e ok, acum e ok. Hai să facem și ultimul rând. Ce ziceți voi, ar fi fost mai ok Tatra? Sau e mai ok ăsta? Ba nu?
care ziceți voi. Hai să aud păreni, pro și contra, man sau tatra. Eu sunt man, deci voi puteți fi tatra, nu contează. Dar că eu sunt cu manul. Bun, și am terminat aici. Hai să mergem să descărcăm în bază. Alin se duce acolo la trenul la lung. Noi mergem în bază și descărcăm. Și pe urmă vedem noi ce mai facem. Probabil tragem un pui de somn. O las la celălalt teren. Ok. Bun. Și încheiem aici și acest episod cu o grămadă de progrese. Cu o grămadă de progrese pe el. Îl încheiem aici. Dacă v-a plăcut episodul acesta, nu uitați să apăsați butonul de like. Și subscribe la canal dacă nu ați făcut-o până acum, iar până data viitoare v-am salutat, prieteni!